Este vorba de o misiune tradițională a ambasadorilor statelor membre a OSCE. Știm foarte bine că cartierul general al OSCE-ului se află la Viena, respectiv sunt ambasadorii statelor membre acestei organizații pe lângă cartierul general, bazați în Austria, la Viena. Nu este prima și nu este ultima vizită. O vizită de documentare și aici la Chișinău, vor fi în vizită și la Tiraspol. Am discutat tot spectrul de subiecte care vizează procesul de reglementare a problemei transnistrene, situația la zi, trecutul, prezentul, viitorul, care este viziunea, platforma autorităților moldovenești pentru avansarea pe care reglementarea acestei probleme. În cadrul acestei discuții am solicitat respectuos, ca fiind la Tiraspol, ambasadorii să vină și cu contribuția lor, să o numim așa, dacă nu să-i spunem o presiune diplomatică asupra coazei autorităților de la Tiraspol privind cazul Ilie Kazak. Modalitățile de a-i convinge să nu se mai opună și aceste modalități au fost discutate în cadrul întrevederii de astăzi cu ambasadorii statelor OSCE. Ar putea să devină mai flexibilă, având poziția lui Smirnov, una care spune nu în toate cazurile, care menține o idee fără de succes și fără de perspectivă, că poate fi vorba doar despre relații dintre două state independente. În cadrul acestei întrevederi, din nou, unanim, toți împreună, am constatat că niciodată și nimeni nu va recunoaște statalitatea Transnistriei. Deci este o poziție moartă din start, fără de perspectivă, și atunci, dacă cineva stă morțiș pe o asemenea poziție, aia înseamnă că nici protagonistul sau purtătorul acestei idei, nici el nu are nicio perspectivă.